Și niciodată, niciodată, țara mea, țara dumneavoastră, nu va mai putea fi șantajată. Mulțumesc, domnul Vaca, două întrebare, vă rog. Domnul Recean, dar și voi ne-ați băgat nou pe domnul Spânu și ne-au tixit nou 30 de lei și chiar nu s-a putut de achiziționa din altă parte. Domnul Recean, ia ca, vedeți, dacă vreți, puteți, dar voi atunci... Pentru asta trebuia să fie transformat tot sistemul un om competent de asigurare cu gaze naturale. Și noi asta am făcut. Domnul Recean, îmi dați voi să... Da, vă rog. Da? Mulțumesc. Voi dacă ați văzut că formula nu vă avantajează și nu aranjează statul Republica Moldova, de ce l-ați semnat? Pentru că erau, slavă Domnului, traderi noi dispărut nicăieri, cum i-ați găsit și acum. Apropo, traderi, ca să știți, tot sunt ruși, pe care voi n-aveți ochi să-i vedeți, dar dacă și există acolo proprietari de prin Grecia, de prin alte părți, nu vă amăziți singuri pe voi cu prostiile astea. A doua întrebare ține de comisia de anchetă care a fost creată pe cazul îngropării păcurii la termoelectrică. Totuși, societatea noastră nu a primit o claritate ce s-a întâmplat acolo, care volum de păcuri a fost îngropat și cât asta a costat cetățenii Republicii Moldova, bugetul țării. Și aici nu căutăm noi vinovesc tractoristul și la Dumnezeu să dea sănătate, el era la lucru omul. Dar totuși am vrea din prima sursă să auzim un răspuns foarte clar. Volumul, cine cui a dat în cap să facă prostia asta cu îngropatul păcurii și cât asta a costat pe ansamblu. Pentru că este un subiect care nu știu cum parcă s-a uitat de el, dar eu sper că de dânsul nu s-a uitat și dumneavoastră acum ar să ne dați. Domnul Novac, n-am să vă supărați dacă vă spun că dumneavoastră, ca și doamna deputat Racu, sunteți din de Băștinaș, din satul mamei mele, răposată mama mea. Era și ea învățătoare și ea îmi spunea ca și tata, ceea ce spuneam și domnului Smirnov, să fiu onest, să nu amăgesc, să nu duc lumea în eroare. Același lucru spunea că sunteți dintr-o familie care respectă aceleași valori. Cu părere de rău, acum ați încercat să induceți în eroare societatea. Și de asta o să vă răspund simplu. Acolo nu a fost un accident. În rezultatul acelui accident, cu părere de rău, oamenii responsabili, care deja au fost dați afară și sunt în proces de cercetare, au comis o eroare. Dar acolo nu au fost deversări de lichide, de asta, mazut, cum îi spune în limba română, păcură. Așa că nu induceți societatea în eroare. Au fost pedepsiți. Și așa se va întâmpla de fiecare dată când oamenii nu își vor îndeplini treaba. Vă mulțumesc. Nu au fost pierderi. Au fost pierderi ecologice care au fost estimate de către Inspectoratul de Mediu.